Ce este spondiloza? Spondiloza este o boală reumatică, adică reprezintă o degenerare, o degradare, o uzură localizată la nivelul structurilor coloanei vertebrale și care poate fi localizată la nivel cervical, la nivel dorsal sau la nivel lombar. Cervical, dorsal sau lombar. Ce înseamnă o uzură? Înseamnă că toate structurile sunt supuse unui proces de îmbătrânire, deci este un proces spondiloza, un proces individual. Sunt persoane mai tinere care nu au îmbătrânit pentru că nu au un proces degenerativ pentru că au îmbătrânit, ci pentru că au o încărcătură genetică. Și sunt persoane care nu sunt nici vârstnice, nu au nici un bagaj genetic, însă au un stil de viață nesănătos. Iar spondiloza cervicală, dorsală, lombară, de spondiloza vertebrală, reprezintă tocmai degradarea care are loc la nivelul structurilor, la nivelul osului, unde pot să apară niște osteofite, la nivelul discului intervertebral, care se poate deshidrata și spațiul între două vertebre se îngustează foarte mult, la nivelul articulațiilor interapofizare, care sunt niște articulații mici de o parte și de alta, acestui pilon central care stabilizează coloana, unde se poate dezvolta chiar și artroză, la nivelul canalului spinal, care se îngustează tocmai datorită faptului că apar osteofite la nivelul vertebrei, că apar aceste discuri, că sunt presiuni care se manifestă la nivelul discurilor intervertebrale și discul, nucleul pulpos central, are tendință să iasă și să atingă rădăcina nervului în canalul spinal și, nu în ultimul rând, că acele articulații interapofizare micuțe de aici pot dezvolta și ele artroză, adică se pot deforma, poate să aibă luxații. Și atunci acest canal se umple cu tot felul de elemente modificate, anatomice modificate, inclusiv niște ligamente care nu le vedem aici, dar ni le imaginăm că ele curg de-a lungul coloanei ca să o stabilizeze. Acele ligamente, dacă există biomecanică deficitară, supraîncărcări la nivelul articulațiilor coloanei sau o presiune exagerată când menținem anumite poziții, e bine, acele ligamente se îngroașă și ele. Și ce are loc? O stenoză, o îngustare de canal pe unde ce trece? Trece moduva și cele 31 de perechi de nervi spinali care sunt afectați. Și atunci ne doare. Deci, spondiloza, că e cervicală, că e dorsală, că e lombară, doare. Asta este debutul. Doare, durerea este însoțită de contractură musculară și ambele sunt însoțite de limitarea mobilității segmentului vertebral respectiv. Ca atare, ne putem duce cu gândul între 20 și 50 de ani că există și spondiloză cervicală, dar dacă noi, întâmplător, am face radiografie, am constatat că peste 80% dintre pacienți sau dintre persoanele de vârstă de peste 40 de ani prezintă modificări artrozice, adică au osteofite, ciocuri la nivelul coloanei și au discurile intervertebrale îngustate, adică spațiile între două vertebre sunt mult mai mici. Care sunt simptomele spondilozei? Cum știm că avem boală artrozică localizată la nivelul coloanei vertebrale? Căci da, boala artrozică, spondiloza este boala artrozică centrală, adică localizată la nivelul coloanei vertebrale, așa cum gonartroza, coxartroza, artroza articulațiilor interfalangene de la nivelul degetelor mâinilor, reprezintă artroză cu localizare periferică. Deci toată tot ce v-am spus este boala artrozică. Cum se manifestă? Dacă spondiloza este localizată la nivel cervical și e cel mai frecvent localizată, la persoanele care stau la birou foarte mult timp, la persoanele care mențin anumite poziții, de exemplu cocoșate și își proiectează capul în față și încearcă să ridice privirea la calculator sau la ce lucrează, au o postură deficitară și atunci dezvoltă acea modificare la nivelul elementelor constituente ale coloanei, numite generic spondiloză. Pentru că trebuie să spun că spondiloza este un termen descriptiv, nu e un diagnostic în sine. V-am spus că sunt o mulțime de modificări care de fapt ele definesc acest termen de spondiloză. Spondiloza cervicală, revenind la ea, sunt dureri de ceafă, dureri la nivelul gâtului, poate să fie și nevralgie, nevralgie la baza craniului, nevralgie Arnold, poate să fie durere care iradiază la nivelul capului și avem și cefalee, nu numai cervicalgii sau dureri de gât și la nivelul capului. Durerile pot să iradieze de-a lungul umărului, de-a lungul brațelor până la nivelul degetelor.
oaspetelor, durerile pot fi însoțite de amorțeli. Noi le spunem parestezii, dar ele sunt resimțite sub formă de amorțeli, de furnicături, o mie de ace, de senzație cald-rece, care ajung până la nivelul degetelor uneori și sunt însoțite chiar și de slăbiciune. Acesta este un semn de agravare, să țineți cont de el. Bun, deci contractură, alături de durere și aceste semne pe care vi le spuneam sau senzații, este contractura musculară. Ce înseamnă contractură? Căci și dimineața ne putem trezi din pat cu o senzație de rigiditate, de ceafă înțepenită. Nu numai pe parcursul zilei putem constata acest aspect, adică senzația de tensiune, de contractură la nivelul musculaturii cefei. Deci, una între alta, cam acesta este tabloul, să zicem, noi spunem, simptomatic al bolii artrozice localizate la nivel cervical și care se numește spondiloză cervicală. Și dacă nu ar fi fost îndeajuns, deci durere, amorțeli, contractură, rigiditate, scăderea mobilității, e bine să știți că durerile acelea de cap din spondiloza cervicală pot fi însoțite și de vertij, de amețeală, de tulburări de echilibru și de mers. Și, într-un final, dacă boala avansează și discul acela deshidratat intervertebral se deplasează și durerea va coborâ pe braț, cum am spus, până la nivelul degetelor, e bine, poate să existe și tulburări de deglutiție. Este un semn de gravitate și înseamnă că și măduva a fost afectată. A doua localizare ca și frecvență este spondiloza lombară. De multe ori noi asociem termenul de spondiloză cu cervicală, dar spondiloza poate fi și lombară pentru că vă amintesc. Este vorba de acele degradări care se constată la nivelul structurilor componente. Degradări, degenerări, boală reumatismală, da? La nivel lombar avem aceeași durere, de durere lombară, care se regăsește în zona spatelui, zona inferioară a spatelui, senzație de contractură, de rigiditate, de dificultate la mobilizare, la plecarea în fața trunchiului, la rotație, și durerea aceea care e resimțită în zona lombară o regăsim de-a lungul bazinului și de-a lungul membrului inferior. Deci durere localizată sau iradiată. 2. Amorțel, parestezii, cum spuneam, furnicături, exact cum le resimțeam la nivelul brațelor, aici sunt resimțite la nivelul membrelor inferioare. Mai mult, așa cum sus aveam la nivelul mâinilor senzație de slăbiciune, și la nivelul piciorului putem avea de-a face cu senzație de slăbiciune, și aici este mai vizibil. Dacă în spondiloza cervicală scăpai sau aveai senzația că nu poți să prinzi obiectele, de slăbiciune la nivelul mâinilor era cu prehensiunea, cu manipularea obiectelor, e bine, la nivelul piciorului este vorba despre deplasare și ne putem împiedica într-un covor, nu putem să urcăm, să coborâm treptele și nu știm ce avem. Și iată că ajungem la doctor și descoperim că de fapt avem o spondiloză lombară, o formă ceva mai avansată. Deci contractură, durere, amorțeală, lipsă de forță, cam astea sunt simptomele sau semnele pe care noi le regăsim. Semne sunt cele pe care le regăsim noi, simptome sunt cele pe care ne le spuneți voi, ca să vedeți diferența. Și în ultima instanță avem și la nivel toracal. Avem și spondiloză toracală, mai ales cei care au și spondiloză cervicală, pentru că se leagă cu acea poziție deficitară de la birou. Spondiloza lombară se leagă mai mult cu greutatea corporală, cu obezitatea, cu hiperponderalitatea, pentru că dacă eu ridic puțin coloana vertebrală, vă este foarte logic că toată greutatea se manifestă la nivel lombar. Cam asta despre simptomatologia spondilozei. Deci am definit spondiloza vertebrală ca o formă de boală artrozică, am văzut cam cum ne doare în funcție de localizare, am văzut că nu ne este bine și că boala poate să avanseze, deși pare că este o condiție ușoară, totuși ea poate să se complice și vom vedea la timpul respectiv. Dar acum să vă spun care sunt cauzele, nu spondilozei. Ei bine, cauzele sunt, să spunem, diferite. O cauză este înaintarea în vârstă. Trebuie să recunosc că pe măsură ce îmbătrânim, toate structurile noastre se uzează. Să știți că studiile actuale arată că nu e doar fenomenul de uzură în sine, există și un proces inflamator care declanșează această uzură în boala artrozică, deci nu e doar o degenerare, și să țineți cont că un proces inflamator în corp
semnul exclamației, este și obezitatea. Grăsimea din corp creează un status inflamator care, iată, ar putea să fie triggerul pentru o boală artrozică pe care o veți dezvolta, deși spuneți nu am o vârstă care să mă ducă cu gândul că eu aș putea dezvolta spondiloză. Deci, o dată vârsta. Da? Avem de-a face cu un fenomen natural de îmbătrânire. Doi, este bagajul genetic. Și atunci de asta sunt tineri, de aceea întâlnesc și eu pacienți tineri cu spondiloză cervicală, dorsală, lombară, aproape că nu-ți vine să crezi. Faci o radiografie și descoperi osteofitele și pensările de spații intervertebrale. Deci, 1. Înaintarea în vârstă, 2. Bagajul genetic, 3. Stilul de viață, cum altul. Stilul de viață care, iată, și asupra spondilozei cervicale are un cuvânt de spus. Și anume, 1. Alimentația, ca să o iau de la simplu la compus. În funcție de ce mâncăm, evident, aceea structurăm. Nu avem aminoacizi de calitate superioară, nu avem vitamine, minerale, evident că și structurile trebuie să se refacă, nu au din ce. 2. Fumatul. Obiceiul fumatului este un obicei dezastros. Știți de ce? Pentru că produce hipoxie. Asta înseamnă puțin oxigen în tot organismul, la nivelul tuturor țesuturilor. Oxigenul este un gaz vital schimburilor metabolice și vieții în sine. Bun, alcoolul cu limite, cu prudență, ar trebui să fie consumat ca să nu dezvoltăm boala artrozică, vedeți că și el este incriminat. Apoi vorbim despre traumatisme ale coloanei și să ne amintim că avem traumatisme trecute cu vederea la nivelul coloanei cervicale când am fost într-o mașină și am stat la stop și ne-a lovit o mașină din spate. A fost o traumă minoră, dar să știți că în timp se dezvoltă spondiloză cervicală. Apoi, la nivelul coloanei lombare, am fost cândva supraponderal, de supraponderalitatea iar este o cauză de spondiloză vertebrală, mai ales în zona lombară, pentru că toate presiunile, vă aduc aminte, aici se manifestă. Da, deci am fost cândva supraponderal, am căzut pe gheață, am căzut pe scări, am și uitat evenimentele astea. Și noi ne considerăm sănătoși, mâncăm bine, nu avem o încărcătură genetică, nici măcar vârsta și iată că am avut aceste traumatisme trecute cu vederea. Deci traumatismele, activitățile sportive desfășurate necorespunzător. Vrem să fim fit și exagerăm. Sau suntem sportivi de performanță, fie exagerăm, fie ne accidentăm. Sedentarismul, lipsa de mișcare. Lipsa de mișcare combinată cu kilogramele în plus, da? Cu supraponderalitatea sau cu obezitatea. Și dacă n-ar fi fost îndeajuns, vă mai spun că tulburările de statică vertebrală, adică accentuarea curburilor sau ștergerea lor, accentuarea, de exemplu, a curburii lombare este hiperlordoză și că știți denumirea. La nivelul coloanei cervicale, rectitudinea, faptul că e mai dreaptă. Deci aceste modificări prin accentuare sau prin ștergere sau apariția unor noi, precum scoliozele, pot să ducă în timp la degradări. De ce? Am zis, nu se aliniază corect elementele structurale, biomecanica se modifică, biomecanica duce la modificări anatomice, adică ale structurilor, se închide un cerc vicios, ele sunt stricate, funcționează greșit, deficitar. Deci cam astea ar fi în mare. Alimentație, nu fumat, atenție și la hidratare corespunzătoare. Multă lume îmi spune, păi dacă eu mă hidratez și stau totuși 8 ore la birou, nu-i așa? Am succesul asigurat. Ei, nu, bine. Nu este bine așa, nu este corect. Hidratarea înseamnă să bei, să zicem, 35 de mililitri pe kilogram corp, să bei 2-3 litri de apă pe zi, dar în același timp vei schimba și poziția pe care o ții la birou, o menții când desfășori anumite activități. Deci, și profesia poate fi generatoare de degradare la nivelul coloanei vertebrale. Deci, această boală artrozică, boală degenerativă localizată la nivelul coloanei vertebrale, la nivelul cervical, dorsal, lombar, cum am tot spus, evident că are localizări. Ce înseamnă localizări? Tocmai ce v-am spus, a trebuit să vă întreb. Deci avem spondiloză la nivel cervical și ați văzut că se manifestă prin dureri, rigiditate, amorțeli care coboară până în brațe, rigiditate cu lipsă de mobilitate, amețeli la nivelul capului, da, nevralgie, tulburări de echilibru, de spondiloza cervicală.
spondiloza și cea mai frecvent întâlnită, mai ales la cei care mențin poziții statice. Spondiloza toracală, care este pe ultimul loc și tot așa poziții statice. Și spondiloza lombară, care este în legătură și cu persoanele care ridică greutăți, nu numai care sunt supraponderale. Și spondiloza lombară se află în legătură cu absolut tot ce facem noi greșit. Activități sportive, poziții menținute și nu numai pozițiile, cum schimbăm, de exemplu, cum pozițiile, cum spunem noi, cum facem transferurile. Adică cum vă ridicați voi din pat? Cum vă ridicați dimineața? Cred că aveți tendința să vă ridicați prin flexia anterioară a trunchiului. Nu, ar trebui să vă întoarceți pe o parte și să vă sprijiniți în cot și în palme, adică în membrele superioare, ca să vă puteți ridica în siguranță. Pentru diagnosticul, adică pentru identificarea, nu, spondilozei vertebrale, avem la îndemână simțurile noastre clinice, deci examenul clinico-funcțional, pe care îl poate efectua orice specialist. Ortopedie, traumatologie, reumatologie, medicină fizică și reabilitare medicală, neurologie, neurochirurgie și va constata orice medic, va constata orice coleg, va constata acele semne și simptome. De fapt, simptomele sunt cele pe care ne transmiteți, ne spuneți că vă doare, că vă amorțesc mâinile, că amețiți, că simțiți o stare de tensiune, o rigiditate și noi constatăm că există o contractură musculară, o lipsă de mobilitate, că există niște puncte dureroase care vă produc durere, că vă scade forța musculară atunci când vă testăm și putem folosi o mulțime de astfel de teste prin care să facem o evaluare acurată. Deci, examenul clinic, foarte important. Și doi, alături de examenul clinic vin examenele imagistice. O radiografie simplă, pentru început, ne spune despre alinierea vertebrelor, despre curburile coloanei, dacă există o tasare vertebrală eventuală, o fisură, o tasare, în osteoporoză există așa ceva și osteopenia sau osteoporoza însoțește de obicei boala artrozică, pentru că un necaz nu vine niciodată singur, știți? Și ar trebui să vă schimbați stilul de viață. Bun, deci ar fi vorba despre o radiografie, iar ar mai arăta ceva, niște ciocuri, niște osteofite, ciocuri care sunt pe marginea vertebrelor, pe marginea oaselor, exact la locul în care se inseră acele ligamente de care vă spuneam, care ar trebui să consolideze, nu să tracționeze deficitar, astfel încât osul să fie stimulat să sintetizeze, să depună acel os, acel os suplimentar, acel pintene, acel osteofit. Deci cu radiografia vedem asemenea aspecte. Dar radiografia nu ne spune despre o complicație, să spunem, sau un mod în care poate să evolueze spondiloza vertebrală, despre prolaps, protruzie sau hernie de disc. Deci trebuie să mergem mai departe și facem următoarea investigație. RMN sau CT? CT-ul este folosit dacă noi urmărim să identificăm niște leziuni la nivelul osoaselor, iar RMN-ul dacă urmărim la nivelul părților moi. Adică vom vedea discul, ce calitate are, ce înălțime, fragmente, porțiuni din el care sunt deplasate, porțiuni din nucleul pulpos, vă amintesc, dincolo de inelul care trebuie să-l străjuiască și să-l protejeze, care inel fibros poate să fie fisurat, poate să fie rupt și atunci avem de-a face cu o hernie care ajunge până la ligament și avem hernie subligamentară, intraligamentară sau care trece de ligament și aceea este o hernie ceva mai periculoasă, că poate fi și instabilă. Deci cu RMN-ul putem să vedem toate aceste elemente, cu RMN-ul putem să vedem și structura ligamentelor și calitatea lor și mai putem să vedem diametrul canalului vertebral. Deci gradul în care sunt amprentate, sunt comprimate, sunt afectate rădăcinile nervoase în acel canal. Pentru că toate aceste elemente, ele merg către acel canal și eu spun, înghesuie de fapt acele rădăcini. Și în ultimă instanță, să nu uitați că vă vorbeam despre articulațiile astea mici în terapofizare. Toată lumea le uită. Ele dezvoltă artroză, ele dezvoltă subluxații, vă amintesc, și ele se modifică și doar ele, nu trebuie să ai hernii de disc. Ele, prin modificarea lor, dau simptomatologie pe care mulți o interpretează fals ca fiind hernie de disc. Deci,
Am avut simțul nostru clinic, am avut remeneu, am avut CT-ul și dacă suntem în dubiu și vrem mai mult, putem să solicităm și un examen electroneuromiografic care ne spune foarte clar care este starea de afectare a nervilor. În ceea ce privește complicațiile spondilozei vertebrale, o să încep cu cele mai grave, și anume cu dezalinierea corpilor vertebrali. Este vorba despre spondilolistezis, adică o vertebră se alunecă în fața alteia și cauzele poate să fie musculatura. Uitați că despre musculatură nu neapărat am uitat, dar acum vă amintesc. Musculatura care este hipotonă, care nu este exersată, care este slăbită, care ar trebui să fie tonifiată prin kinetoterapie. Deci o musculatură slabă permite un asemenea fenomen, de asemenea osteoporoza cu fracturi la nivelul corpilor vertebrali și, nu în ultimul rând, modificările artrozice de care spuneam la nivelul articulațiilor acelora mici intervertebrale sau modificările de la nivelul discurilor. Deci, una peste alta, vertebrele, oasele, poate să alunece, să aibă o mișcare de translație. Și tot grav este dacă toate simptomele pe care vi le-am descris, cu durere, cu amorțel, cu slăbiciune, cu rigiditate, cu lipsă de mișcare, cu tot ce vreți voi, dacă vi le amintiți pe toate, deci toate acele simptome brusc se agravează. Și în plus, la nivel cervical avem tulburări de deglutiție, deci atenție, dacă aveți spondiloză sau hernie cervicală și brusc apare așa ceva, și la nivelul coloanei lombare se poate complica cu tulburări la nivel sfincterian, vezică urinară sau intestinal și tulburări de sensibilitate la nivelul perineului. Deci acestea sunt semne de complicații, să spunem, grave, care necesită un consult la neurochirurgie și o resetare a managementului terapeutic. Dar, în general, complicațiile sunt durerea cronică. Nici asta nu este o complicație de trecut cu vederea, pentru că durerea cronică este o durere care rămâne amprentată pe creier, nu doar, să spunem, din punct de vedere emoțional, care și asta e un aspect important, ci se produc modificări la nivelul sistemului nervos central ca urmare a durerii cronice. Și în afară de modificările la nivelul sistemului nervos central, se produc la nivelul locului de unde pornește durerea, la nivelul nervilor periferici. Așa arată studiile. Deci, durerea care este cronică și care rămâne cu noi, și așa se și explică deși unii dintre noi merg către intervenția neurochirurgicală ca să scape de anumite probleme la nivelul coloanei, nu scapă. 20% dintre cei operați nu scapă de durere, ea rămâne cu ei tocmai datorită acestei modificări la nivel sistem nervos central sau periferic al locului de unde a pornit durerea însăși. Deci durere, amorțeli, faptul că te doare, nu te mai miști. Și atunci apare un soi de sedentarism, apare deprecierea musculară, apare instabilitatea, apar artrozele, deci tot procesul avansează pentru că lucrurile nu mai stau la locul lor. Se strică, biomecanica e deficitară. Nu te miști fiindcă te doare, devii sedentar și ce faci? Acumulezi kilograme în plus. Și atunci încarci coloana și mai rău. Deci, după cum vedeți, există o logică în a evita ca boala să avanseze, tocmai să nu ajungi la aceste complicații care sunt nedorite. Bun, deci te doare, ai toate cele pe care ți le-am descris, ai corticalizat durerea, deci durerea aceasta care rămâne cu tine foarte mult timp, asta înseamnă și o modificare a calității vieții tale. Pentru că noi, atunci când ne doare, nu ne mai desfășurăm activitățile zilnice corespunzător. Cele de zi cu zi. Nici nu mai avem chef să facem o mulțime de lucruri, să gătim, comandăm de mâncare, se închide iar un cerc vicios. Doi, nu, în activitățile profesionale sunt deficitare. Și, trei, nici nu ne mai amuză să avem activități recreaționale sau să mergem să facem sport. Da? Deci calitatea vieții noastre se schimbă și devenim depresivi, insomniaci. Mulți dintre pacienții mei îmi spun că ei suferă de insomnie și le identific durerea care de fapt este la baza insomniei și a depresiilor. Și iată un cerc vicios. Am ajuns la cum putem trata un episod acut, adică dureros de spondiloză, fie că e cervicală, dorsală sau lombară. În primul rând avem la îndemână medicamentele.
Însă, dacă durerea este foarte puternică și amorțelele sunt exagerate și avem slăbiciune în periferie, este bine să recurgem la o orteză, spunem noi. Orteza la nivelul coloanei cervicale se numește guler cervical și orteza la nivelul coloanei lombare se numește lombostat. Deci putem ajuta folosind o astfel de orteză. Și doi, putem să recurgem la medicamente. Medicamentele sunt antialgici și antiinflamatorii. Dacă durerea este intensă, antiinflamatorile pot să fie nesteroidiene, dar pot să ajungă să fie steroidiene și să avem de-a face cu infiltrații cu steroizi în musculatura paravertebrală ca să eliberăm puțin de durere. Analgezicele pot să ajungă să devină de la un simplu paracetamol opioide în funcție de intensitatea durerii. Apoi, alături de aceste medicamente analgezice, antiinflamatorii, nesteroidiene sau steroidiene, putem să adăugăm și miorelaxante și nu în ultimul rând putem anticonvulsivante sau antiepileptice. Nu este pentru că avem boala aceasta, este pentru că durerea este resimțită foarte intens și este o agitație la nivel cortical și pe aceea noi vrem să o liniștim puțin. Bun, am trecut și de medicație și totul ne-am făcut bine. Apropo, antiinflamatoarele, să fim foarte atenți dacă nu este un tratament anticoagulant la unele dintre persoanele cărora le recomandăm aceste antiinflamatoare. Putem să recurgem la mișcări de tracțiune nax, să mai eliberăm, și în pasul 2, elongațiile, ușoare mișcări de masaj, deci nu masaj în forță, mai multe fluieraj, mai multă atingere, putem să aplicăm cald sau să facem masaj cu gheață. Putem în faza acută de suferință să aplicăm TENS, electrostimulare transcutanată, este joasă frecvență, care are efect analgezic prin excelență, un tecar sau un ultrasunet care relaxează musculatura. Deci există și fizioterapie sau proceduri fizicale care sunt bine tolerate și au efect benefic în faza acută. Sau punem benzi kineziologice. Și atunci iarăși, sau recomandăm pacientelor să stea în cadă cu apă caldă, pentru că hidroterapia este benefică, se mai eliberează puțin această tensiune musculară care există. Să zicem că am trecut de faza acută, suntem în faza subacută cronică și atunci putem acum să folosim o paletă mai largă de proceduri fizicale, de joasă frecvență, de medie, care sunt curenți interferențiali, de exemplu, și au efect antiinflamator și de refacere a structurilor, pentru că dacă n-au fost destule până acum, vă spun că atunci când se petrece un astfel de proces, durerea este de fapt semnul unei inflamații, unui conflict, unei inflamații care are loc local. Deci putem folosi fizioterapie de joasă, cum a fost tensul sau electrostimularea transcutanată cu rezia dinamici, ați auzit de ei, interferențialii care au efect antiinflamator sau în alta frecvență. Sunt ultrasunetele, undele scurte, radiofrecvența, precum terapia TECAR, despre care v-am spus, pe care eu o ador, pentru că combină curenți de joasă frecvență analgezici cu cei de înaltă frecvență care ce fac? Miorelaxează, care produc căldură în organism și relaxează. Bun, avem de-a face și cu laserul, la fel are un efect miorelaxant și biotroficizant. Masajul poate fi intensificat, de la tracțiuni putem ajunge la elongații și putem introduce programele de kinetoterapie, care sunt mirifice, pentru că ele redresează. Apoi, într-o poziție redresată, tonifică musculatura, stabilizează, cum spunem noi, musculatura coloanei vertebrale, se adresează și musculaturii abdominale, care se echilibrează cu musculatura coloanei vertebrale, musculatura trunchiului superior, musculatura centurilor. Este foarte important să nu uităm că în kinetoterapia, pe care în programele de kinetoterapie trebuie să fie incluse nu numai programele care se adresează strict coloanei vertebrale, ci în pată de ulei tuturor maselor musculare să stabilizăm miezul corpului, da? Miezul trunchiului. Deci kinetoterapia, masaj am spus, iar de perspectivă avem o mulțime de elemente și, de exemplu, balneoterapia. O mulțime de elemente terapeutice care intră și în componența profilaxiei. Și acum să vă vorbesc despre prevenție. Cum putem preveni să se dezvolte această spondiloză cervicală, dorsală sau lombară, spondiloză vertebrală, boală artrozică localizată la nivelul coloanei vertebrale? Ei bine, să stăm fit.
adică să avem un tonus muscular corespunzător. Să nu fim sedentari, să facem activitate fizică, dar și sportivă, care să ne mențină un tonus al musculaturii. Că este pilates, că este yoga, că este kinetoterapie, putem să începem în faza acută și să continuăm. Și de la kinetoterapie să mergem la kinetofitness. Și fitness-ul pe care îl faceți la sală să fie tot așa supravegheat și să fie și într-un centru de reabilitare sau de recuperare medicală, urmărit de un kinetoterapeut. Deci kinetoterapia, care este excepțională, care se adaptează la faza evolutivă. Deci tonusul muscular. Scădem ponderal. E foarte important să eliminăm kilogramele în plus, tocmai ca să eliberăm coloana, în special cea lombară. Suntem atenți ce mâncăm, ne hidratăm, nu fumăm, nu consumăm în exces alcool. Menținem pe durata profesiei, pe durata activităților profesionale, posturi corecte. Facem pauze și schimbăm posturile. În așezat ne ridicăm în picioare și facem câțiva pași, ne întindem, facem câteva mișcări de stretching, deci facem pauze. Era o vorbă care spunea că pauzele lungi și dese e cheia marilor succese. Ei bine, în spondiloza vertebrală să știți că este foarte util acest aspect. Și dacă nu putem contracara nici bagajul genetic și nici, să spun, faptul că înaintăm în vârstă, aș vrea să evitați accidentările, mișcările bruște, să învățați să vă ridicați sau să vă schimbați poziția, să dormiți, să vă odihniți, cu alte cuvinte, și să beneficiați de toate modalitățile terapeutice pe care vi le-am descris, astfel încât să vă păstrați starea de sănătate, să beneficiați de acele proceduri de care vă spuneam, într-un centru de recuperare medicală, supravegheat. Și acum, în final, după ce v-am prezentat ce este spondiloza vertebrală, după ce v-am explicat care sunt simptomele și care sunt semnele acestei afecțiuni vertebrale și care este o afecțiune, să spunem, artrozică, o boală degenerativă, vreau să vă invit să apelați la specialiștii Centrului de Medicină Fizică, Recuperare Medicală, Ortopedie, Traumatologie, Neurologie, Centrului Centrokinetic, unde veți găsi specialiști care vă pot stabili diagnosticul acurat, de precizie. Spuneam despre acel bilanț clinico-funcțional, despre examenul clinic pe care îl pot efectua specialiștii noștri, colegii mei. Putem face investigații pentru a afla exact ce este, care este segmentul afectat și care este structura aflată în suferință, și putem stabili cu certitudine care este tratamentul pe care trebuie să-l urmați, atât pentru faza acută, cât și faza subacută sau cronică. Noi vă putem propune, dincolo de terapia medicamentoasă sau infiltrațiile cu steroizi, toate procedurile pe care vi le-am spus. Este vorba de proceduri fizicale, deci curenți, electroterapie, despre cele cu înaltă frecvență, care presupun relaxare musculară, unde scurte, ultrasunete, TECAR. Noi avem și terapie diamagnetică, ce modulează durerea și modul în care dumneavoastră gestionați sindromul dureros. Și nu în ultimă instanță, în sălile noastre de kinetoterapie puteți să începeți și puteți să continuați programele de kinetoterapie, care sunt supravegheate, care sunt adaptate nevoilor dumneavoastră, pentru că nici o persoană nu seamănă cu cealaltă.